Acnea are un impact psihologic semnificativ asupra tinerilor. Peste 56% dintre persoanele afectate de această problemă dezvoltă complexe fizice, scăderea stimei de sine și chiar depresie. Sfatul specialiștilor este ca cei care au probleme cu tenul să ceară ajutor de la medicii dermatologi și psihoterapeuți. Acnea este o afecțiune cronică cu care se confruntă tot mai mulți tineri în ziua de azi, mai exact peste 76% dintre aceștia. Chiar și așa, puțini sunt conștienți de efectele negative care apar la nivel emoțional. Imperfecțiunile pielii pot duce chiar și la depresie, iar un rol important este jucat de părinții pacientului. Tinerii care se simt mult prea afectați de problema tenului pot apela la specialiști, în acest caz un psihiatru sau un psihoterapeut. Ce se întâmplă cel mai frecvent la tinerii care se confruntă cu acne e, cum probabil bine știe toată lumea, scăderea stimei de sine. Tinerii sunt puternic afectați pentru că de cel mai multe ori acnea apare pe față, practic prima parte a corpului pe care o afișăm atunci când interacționăm cu alții. Uneori tindem să exagerăm și să spunem că, nu știu, un coș sau câteva coșuri sunt îngrozitoare și ne deformează fața. Asta e și momentul în care trecem deja în spectrul clinic al tulburărilor ce se datorează acnei. Se numește acnee dismorfică, practic e imaginea distorsionată pe care o avem despre sine. Tinerii tind să se retragă din mediul social, tind să se izoleze, evită să mai socializeze, să mai iasă cu prietenii, pentru că se consideră nedemn, se îndoiesc de ei, practic. Și sigur că se poate ajunge în cazuri extreme la depresie, dar asta în principiu se întâmplă atunci când ei nu au sprijin în tratarea acnei sau când sunt stigmatizați. Secreția crescută de sebum, blocarea glandelor sebacee, predispoziția genetică, factorul hormonal sunt doar câteva din principalele cauze ale acestei afecțiuni. Tinerii nu trebuie să se impacienteze întrucât medicina dermatologică a evoluat mult în ultimii ani, iar soluțiile sunt la îndemână. Tratamentul pentru acnee, în principal începem cu tratamentul local, prin produse degresante și asocierea unor creme pe bază de antibiotic, acid salicilic pentru eliminarea comedoanelor și a microchistelor, acid azelaic, benzoil peroxid și retinoizi. Tratamentul oral constă în antibioterapie orală și retinoizi orale. O alternativă, să zic, de ultim moment și cu rezultate foarte bune pe acne activă sunt laser terapia, lumina intens pulsată, mezoterapia, iar pentru cicatricile post-acnee, dermapenul. Tinerii care se confruntă cu acnea trebuie să înțeleagă că este vorba despre o afecțiune cronică, iar răbdarea este cheia succesului, pentru că tratarea afecțiunii se face pe termen lung.